Salut și bine ați luat Dor de Lectură! Astăzi facem încă un unboxing! Da, ăsta este coletul. De ce am luat... am mai făcut comenzi de cărți, nu că n-aș avea destule. Știu, soția mă întreabă unde le mai pui, ce faci cu cele care nu le-ai citit, când ai să le citești, ai să mori și n-ai să pui să le citești. Știu, și eu mă gândesc la fel. Bun, revenind. Am făcut comanda acestor cărți, în principal pentru că... Acum, probabil că știi, sunt învățător. Normal, dacă sunt învățător, încerc să aduc iubirea lecturii și în clasă. Avem o bibliotecă a clasei pe care o alimentez din bani proprii, bineînțeles. Am găsit o reducere pe site-ul celor de la Nemira cu cărți pentru copii și normal că încerc să alimentez acolo cu biblioteca. Au făcut titluri noi. Nu-mi permis să dau foarte mulți bani, asta este, dar dacă le-am găsit la reducere, la 5 lei, la 10 lei, ceva în genul ăsta, am luat mai multe și dacă am dat comanda pentru copii, de ce să nu dau și pentru mine, sunt câteva cărți și pentru mine, vi le arăt pe toate, bineînțeles. Haideți să desfacem. Există, bineînțeles, și biblioteca școlii, dar copiii nu o frecventează atât de mult. Pe când dacă e biblioteca clasei, au acolo în spatele clasei frumos aranjate pe mai multe rafturi, avem acolo undeva la, cred că 20 de titluri și le mai schimbăm, copiilor să le fie drag să citească, ba chiar în momentul în care termină cei mai fiste sau care se grăbesc, când avem câte un test sau ceva, pot să-și iau o carte să citească asta ca să încurajăm cititul, pentru că logic încurajăm. Uite, am găsit și eu o carte. Femeile sunt tari. Jodie Silver. Yeah. Habar n-am cine Jodie Silver. O factură. Nu ne interesează. Avem bani. Bun. Vi le arăt în ordine în care sunt. Nu știu cum sunt ele. Prima carte pe care am luat-o pentru mine. George Anania, test de fidelitate, maestrii science fiction-ului românesc din colecția Nautilus. O carte de redescoperit în mileniul 3, zic ei. E o carte destul de veche, știu. Am mai multe cărți de la maestrii SF-ului românesc, printre care Ion Hobana, George Anania, Tănuț Ungureanu, Felix, mă rog, le-am acolo, de am uitat parte. Mă rog, sunt mai multe. Asta nu aveam și am găsit-o la un preț foarte, foarte mic. Când am dat comanda, Nemira avea o chestie cu reduceri între 60, 70 și 80%. Și da, asta e. Acum o carte pentru copii. T.E. Keller, știința lucrurilor fragile. Miracole nu sunt știința exactă. Din colecția Nemi, da? E destul de grosuță, să știți. Are, ia să vedem câte pagini. Nu știu ce pagini. 330 de pagini, dar am scris foarte mare, asta să vă arăt. Așa, se vede destul de mult, sper. Ok, motivațională, emoționantă și înduioșătoare. Melissa Savage, autoarea cărții Lemons. Ouăle sunt fragile, dar nu și știința. Mi-am ținut răsuflarea și am dat drumul bezouelor. Vâși, 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 și apoi sunetul bezouelor lovindu-se de asfalt, dar fără prost. Mă rog, despre știință, copii, eu am clasa a patra, de aceea le-am luat și cărți un pic mai mari, pentru că am multe de astea micuțe pentru primar de început, a întâi, a doua, și nu aveam nimic mai, adică aveam eu o carte, două mai grosuțe, dar mă rog. Tot de la, pentru copii, de la Nemi, Dick King Smith, Ariciul Confuz, de la autorul lui Babe, povestea porcului ciobănesc. Babe, știți că e și un film, dacă nu l-ați văzut, vi recomand. E filmul care a făcut, regizorul filmului Babe, e ala care a făcut și Mad Max. Nu știu de ce. A trecut de la un stil altul.
și au traversat fericiți până la dușmătrie, bănesc că strada. Așa, povestea lui Max Micularis, care devine erou, ia să vedem, tot așa un schis foarte mare, wow, și mai mare, chiar și imagini, 85 de pagini. Ok. Bun. Deci pentru copilași, să-i mai încurajăm să citească următoarea carte, tot pentru ei. Am zis că ei au fost principal motiv pentru care am dat comanda asta. Tot de la, din colecția Nemi, Lily's Mall. Bella iepurașul, animăluțe fermecate din pădurea înrourată. Asta e o carte dedicată fetițelor. Intră într-o lume magică alături de animăluțele fermecate. Iepurașul Bella face parte din neamul iepurașilor de muguri. Da. E, zic eu, interesant. Oh, avem și un rebus la final. Scris incredibil de mare. Ia uitați. Are și ceva imagini. O să le placă copiilor. N-are cum. Am trei fetițe foarte deștepte în clasă. Acum o carte pentru mine. Ana Donțu, de la colecție în autor, Varșana. Cred că așa se zice. Varșana. Sau Varșava. Asta nu știu dacă e nu. Sau ia să mai ne uităm înăuntru. La fel, e scrisul ăsta, nu înțeleg. Varșana sau Varșava? E numele unei femei, oricum. O povestire care alcătuiesc volumul, compun atmosferă de coșmar lucid și poetic, într-un lich mind-ul intelectualizat, dar cu trofisme o afective basarabene. Sunt poezii strane, cum le-ar fi numit Alexandru George, sau povestiri crude și solite cu vorba lui Villers, Dile, Adam, habar n-am cine este. Obsedante toate de conjuncția dintre alienare și frumusețe. Povestiri crude și insolite despre alienare și frumusețe. Ok. Vedem? O scriitoare româncă. Sau basarabeană? Nu știu. Următoarea și are și o carte comandată de mine pentru mine. Din colecția Armada, Chandler Becker, Rețeaua șaptelor, un thriller puternic demn de epoca Me Too. Yes! Ca un cuțit de bucătărie, de două ori mai ascuțit, o citesc cu groază, o citesc cu plăcere, o citesc chiar și iar. Sincer, actual și foarte captivant. Un thriller care te face să dai pagină după pagină, o analiză isteață a mișcării Me Too, pe de o parte, un strigă de unitate feministă, pe de altă. O lectură pe care o merităm. Ok, ia să dăm și câte pagini. 400, bun. Aici avem coperta, acelea sunt niște rujuri. Le dat pe buze. Da. Vedeți ce știu? Știu că rujul se dă pe buze. Trecem mai departe. Încă o carte pentru mine. Cat Howard, tot de la Armada, Umbra magiei. Ia să citim și de pe spate. New Yorkul din zilele noastre are o latură necunoscută. Oamenilor obișnuiți, lumea nevăzută, o societate de magicieni îngrupați în case, a căror reprezentanți se luptă pentru supremație într-o competiție neobișnuită. O scriitoare excepțională, zice Neil Gaiman. Personaje puternice și povestea unei răzbunări fac lectura plăcută, dinamică, perfectă pentru cei cărora le plac magicienii întunecați, imprevizibili. Circus Review spune acest lucru. Ok? Azi de câte paginare. 293, asta e mai micuță, se pare. Avem și un semn de carte. Așa. Și coperta, vă arăt imediat coperta interioară. Interesantă. Bun. Vedem? Iarăși carte pentru copilași. Asta e un pic mai grosuță. De la Nemi, Cressida Cowell. Cum să-ți dresezi dragonul? Logic. După desenul, toată lumea a văzut trei părți. Sughi strajnicul Starvi, dar treilea formidabil luptător cu sabia și îmblânzitor de dragoni, a fost cel mai mare erou viking care exista vreodată. Va putea să treacă Sughi de programul de inițiere între dragoni, ale dragonilor? Ia să vedem câte pagini. 227. Să știți că e scris măricel, dar nu atât de mare. Are și un desen. De fapt, are bănesc mai multe. Sunt schițate așa, amuzante. Ok. Să sperăm că le plac copiilor. Iarăși ne întoarcem la cărțile pentru mine. Tot din colecția Armada.
Cristina Alger, soția bancherului. Pam, pam. Ia să citim, mamă, ce scris micuț, nici nu văd. Lumea finanțelor nu a fost niciodată mai periculoasă, iar viețile private ale celor mai puternici oameni din sistemul bancar niciodată mai fascinante. Thrillere cu tematică financiară sunt rare. Cristina Alger reușește să ne poarte într-o călătorie incitantă în subteranele lumii bancare pervers de bogate. Asta zice The Times și Lee Child, știți, polițial de scriitor ăla de romane polițiste, te prinde, te satisface, te captivează. O carte a timpului nostru ce scrie aici probabil se întâmplă deja undeva. Bun, să vedem câte pagini. 301, ok? Și coperta interioară. Interesantă, or fi țări sau galițe, nu știu. Mai avem două cărți, ia să le vedem. Iarăși o carte pentru copii, de la Nemi, de la D. King Smith, același care am avut cu Ariciu, Nasul Reginei. Puneți o dorință pe Nasul Reginei. Când te cheamă Harmony, adori fotbalul și animalele între care te simți mai largă tot decât cu oamenii. Ai un câine de pluș în vârstă de 59 de ani, care lipsește un ochi. Tot ce lipsește e împlinirea celei mai mari secrete dorințe. Îți vor sări în ajutor o monedă de 50 de penny și un personaj încornorat. O poveste care va bucura pe cititori de toate vârstele. The Guardian, un scriitor plin de surprize. Sunday Telegraph. Ok, ia să vedem. O scris măricel, are și imagini, desene, sper să se captiveze, sigur o să se captiveze. Și ultima, mă nu, mai am două, am greșit o numărătoare. Și am în două pentru copii, asta e. De la același autor de mai înainte, D. King Smith și oricei familiei Robinson, tot de la Nemi. De n-ar fi locuit aici pisica asta îngrozitoare. Un scriitor plin de surprize, adică vei avea un șoricel, șoricei, familia Robinson e gata de probleme. Exact, cu 6 noi născuți și încă mai multe pe care să vină, întreaga familie e spământată de pisica din bucătărie. Interesant. Cu desene scris foarte mare. Să, n-are cum să le, nu le plac. Ok. Și ultima carte, tot pentru copii, tot de la Nemi, Bobby Pierce, William Wenton și Portalul de Cristal. William Wenton, băiatul care poate sparge orice cos, se află din nou în pericol, însă de data asta unul care pornește chiar din interiorul său. Cea de-a doua carte a seriei William Mentor a fost descrisă de School Libre Junior, de o parte Alex Rider, o parte Codul Da Vinci pentru copii, o parte Artemis Fowl. Dar vedem câte pagini. 270. Și avem o carte care a venit cu defecte. Uitați-o frumos. Ruptă o pagină. Ok. Bine că e întreagă totuși. Anesc asta nu de aia. E de la manipulare. Bineînțeles, asta e fără poze. Scrisul e destul de... Mă rog, nu e atât de mare ca la cea de înainte. Da, cine știe. Sperăm să le plec. Astea sunt cărțile, cutie goală, după cum bine vedeți. Am îmbinat cărțile lor cu cărțile mele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pentru copii. 1, 2, 3, 4, 5 pentru mine. Asta e. Trebuie să facem și pentru ei și pentru mine. Bun, asta fiind zise, cam aici ne oprim. Până data viitoare vă doresc o zi bună. La revedere și uitați să rămâneți donici de lectură.